povestea în sine, story-ul, pur și simplu. Ce impact ați gândit să aibă asupra oamenilor? Suflete moarte al Gogol e unul dintre cele mai importante romane pe care eu l-am citit în viața mea. Mi se pare extrem de actual. E vorba de un om care încearcă să parvină și să se îmbogățească printr-o tranzacție macabră, găsind o breșă în sistem, încearcă să ia un credit pe baza unui certificat care certifică că el are suflete de iobagi în proprietate, iobagi care sunt încă trecuți pe lista de recensământ furnizată statului, dar care în realitate nu mai există. Se ia pe 2 lei, cum ar veni, și în contul lor să facă un credit la bancă și după aceea să fugă cu banii. Asta este planul de parvenire al acestui individ, care e caracterizat în roman și în spectacol ca neavând nicio caracteristică definitorie. Este omul nici urât, nici frumos, nici gras, nici slab, se pierde în mulțime, nu-l vezi, și singurele lui caracteristici care îl fac să fie plăcut de ghilimele în alta societate sunt niște lucruri care țin de exterior, politețe, lingușire, și acest mic ticălos care, pe măsură ce avansăm în spectacol, ne dăm seama că e un mare ticălos, că se pretează la foarte multe lucruri ca să se îmbogățească, e pus în contact cu oamenii care conduc Rusia. Când intră în contact cu toți oamenii ăștia pe care el vrea să-i păcălească cumva, noi ca spectatori ne dăm seama că el e doar un pion minuscul dintr-un angrenaj corupt, dă cu nasul de toți ticăloșii din lume posibil. E foarte greu să-și pună în aplicare planul, pentru că toată lumea vrea să se căpătoiască de pe urma planului lui. Și gândul ăsta că unicul scop al unora dintre cetățenii acestei țări este să se îmbogățească călcând pe cadavre ca să facă chestia asta, mi se pare extrem de actual și o miză extraordinară. Un mare text. Mediat printr-un alt mare Condei, deci romanul lui Gogol este mediat printr-un alt mare Condei. Da, prin Mihail Bulgakov, care a făcut o dramatizare, care s-a jucat la Teatrul de Artă din Moscova. Pe baza dramatizării lui Bulgakov și pe baza romanului, eu am mai adăugat anumite scene care m-au interesat pe mine și am făcut o versiune scenică îmbogățind versiunea lui Bulgakov. Unele lucruri le-am eliminat din versiunea lui, altele le-am adăugat. Și aveți impresia mea, lectura personală a mea acestui roman, cu doi parteneri de nădejde foarte importanți, Mihail Bulgakov și Gogol. În alt plan, partenerii actori. A fost o reală bucurie să lucrez acest spectacol în niște condiții extraordinar de profesioniste din punct de vedere al producției la Teatru de Comedie și cu actori foarte dedicați, care au înțeles din prima miza acestui proiect și importanța acestui text în comunitatea în care noi trăim acum. Vorbesc aici despre Dragoș Uluba, care joacă Cicicov, acest mic parvenit prin ochii căruia descoperim puroiul din societatea în care noi trăim. Despre Gheorghe Visu, care face un rol extraordinar, cred că unul dintre cele mai bune roluri din cariera lui de până acum. Dana Știlean, Ana Ciontea, Constantin Cojocaru, Alexandru Conovaru, plus mulți alții, e o distribuție foarte mare, 20 ceva de actori în distribuție. Am colaborat cu Andu Dumitrescu, un scenograf excepțional, împreună cu care am pus la cale un spațiu care să vorbească despre planul 2 al acestui text, despre putrefacția care apare pe dedesubtul satirei, putreziciunea socială în care ne găsim cu toții. Și cumva tot spectacolul se desfășoară într-un spațiu care ar putea fi o combinație de morgă, plus toate spațiile prin care călătorește acest Cicicov prin Rusia. Ne dăm seama că Sufletele moarte, titlul piesei Suflete moarte, se referă atât la tranzacția propriu-zisă cu suflete moarte, cât și la o senzație pe care o sper să o aibă toți spectatorii, că mai morți decât iobagii morți care sunt tranzacționați sunt acești indivizi care încearcă să se îmbogățească, mai lipsiți de umanitate, de orice sentiment care te definește ca om, mai lipsiți de viață decât aceste personaje disperate după bani, nu se poate. Și cumva sufletele moarte sunt de fapt aceste personaje ale piesei care sunt goliți de orice am putea noi gândi că e un sentiment frumos uman.